Sute de botoșeneri au protestat în fața maternității Botoșani pentru ca autoritățile să facă dreptate în cazul Alexandra, tânăra de 25 de ani, decedată vineri în unitatea medicală din municipiu, fiind însărcinată în luna a treia. În fața spitalului, oamenii au aprins lumânări și au adus flori pentru Alexandra, cea care a lăsat în urmă 3 copii. Nu mai rezist de durere, i-a spus Alexandra medicului care îi monitoriza sarcina. Familia acuză că tânăra nu a fost tratată corespunzător. A ajuns la spitalul județean din Botoșani joi, înainte de miezul nopții. Dimineață, tânăra a fost mutată la terapie intensivă, iar la scurt timp a făcut un stop cardiorespirator și nu a putut fi salvată. Conducerea spitalului a transmis că tânăra a fost tratată conform protocolului și face o anchetă internă. S-au efectuat investigații de laborator și paraclinice conform protocolului în vigoare. Nu s-a impus evacuarea sarcinii în cursul nopții, deoarece sângerarea genitală extremă a fost foarte redusă, colul uterin închis, fără semn de avort în evoluție, potrivit purtătorului de cuvânt al Spitalului Județean Botoșani, Ioana Saftei. Cazul a ajuns și în atenția polițiștilor, care au deschis o anchetă și un dosar penal pentru ucidere din culpă ce vizează fapta, nu persoana.